Astăzi vreau să fac păstăile vedetă. De ce? Pentru că de obicei le folosim ca garnitură sau facem o supă cremă sau un piure sau, nu știu, mă rog, diferite preparate, dar nu le fac neapărat vedetă. Eu astăzi vreau să vin cu un preparat nou unde să le scot în valoare și frumusețea, le dau și cu ruj, și cu fond de ten, cu de toate, le punem la cuptor. Avem nevoie de păstăi congelate sau proaspete, depinde cum găsiți, praf de usturoi, boia, pătrunjel, uscat, panko sau pesmet, depinde ce aveți sau ce găsiți sau ce vă place. O să fac și un sos rapid din smântână lichidă cu brânză cu mucegai, gorgonzola mai exact. Rețeta este foarte simplă, super rapidă, adică nici dacă nu știi să gătești la modul ăla, băi, sunt paralel în bucătărie, nu știu, habar n-am, cum ești tu, spre exemplu. Așa, poți să faci această rețetă fără niciun fel de problemă. Luăm păstăile, le punem într-o tavă de cuptor cu hârtie de copt. Punem ulei de măsline peste ele. Sare. Piper. Și acum, după preferințe, puteți să puneți orice condiment vă place. Eu o să pun praf de usturoi, pătrunjel uscat, nu pun proaspăt, pentru că la cuptor cel proaspăt se va arde și nu ne place. Pun boia dulce, puteți să puneți boia picantă sau fulgi de chili sau ceva, nu știu, ceva picant. Eu nu vreau să le fac astăzi picante. Radem și parmezan. Și acum secretul pentru aceste păstăi să iasă crunchy și să fie extraordinar de gustoase, punem pesmet panko sau pesmet normal, depinde ce aveți prin casă. Le puteți face și în varianta vegană, fără să puneți parmezan, bineînțeles, și fără sosul de brânză gorgonzola. Le-am băgat la cuptor pentru 30-40 de minute până se crocănțesc. Le vedem, le observăm la 200 de grade. Între timp vreau să fac un sos pentru aceste păstăi. Sosul este foarte simplu, nu facem decât să turnăm smântână de gătit. O lăsăm un pic să ajungă la punctul de fierbere. Punem gorgonzola, puțin piper, fără sare, pentru că brânza este deja sărată. Și asta e, easy peasy. Punem gorgonzola. Putem să radem și niște parmezan. Punem piper. Sosul este gata, s-a topit toată brânza, doamne, și miroase. Și e bun, și are un gust. Poți să faci niște cartofi prăjiți, să mui pe aici, sau o friptură, sau ce vreți vreau. Oprim! Uite, află că dacă nu-ți plac păstăile, astea o să-ți placă. Îți promit, îți garantez că o să-ți placă mult de tot. Sunt crunchy, avem toate texturile aici, panko ăsta s-a crocănțit așa, e bun tare de tot. Este foarte rapid, îți face foarte ușor, nu vă trebuie decât câteva ingrediente. Puteți să înlocuiți sosul de brânză cu absolut orice sos vă doriți voi. Sos de roșii, sos de iaurt, sos, nu știu, pesto poate, habar n-am, tot ce vă place. Hai să ne apucăm să mâncăm! N-ai fi crezut că poate să fie atât de bun! Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș!